13 cazuri noi de îmbolnăviri cu noul coronavirus în Mehedinți. În ultimele 24 de ore în orașul Strehaia a mai fost înregistrat încă un caz și în total numărul de infectări în focarul declarat este de 22 de îmbolnăviri. Numărul de cazuri crește în județul Mehedinți. De la începutul pandemiei au fost înregistrate 283 de cazuri de COVID-19, 13 fiind înregistrate doar în ultimile 24 de ore. De la începutul epidemiei în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 283 de persoane, în ultimele 24 de ore fiind confirmate 13 persoane. De asemenea, menționăm că 173 de persoane au fost externate, 9 persoane se află la domiciliu asimptomatice, 79 persoane se află internate în acest moment și 22 de persoane sunt decedate. Precizăm că până în prezent 53 de persoane din domeniul medico-sanitar au fost confirmate COVID-19, dintre acestea 36 sunt cadre medicale și 17 persoane parte din personalul auxiliar. Menționăm că pe teritoriul județului nostru au fost testate 6.193 persoane, dintre acestea 5.896 probe au fost negative, 283 probe pozitive și 14 probe sunt în lucru. De asemenea, până în prezent, 53 de persoane din domeniul medico-sanitar din județul Mehedinți au fost confirmate cu COVID-19, 36 fiind cadre medicale și 17 persoane parte din personalul auxiliar. Totodată, de la începutul pandemiei au fost testate 6.193 de persoane.